Desene animate cu mașini. Povestirile lui Bookshe. Dacă vin să mă sting. Bookshe Detectiv. Neața, Flo! Hei, poți să iau niște aer? Mi s-au desumflat roțile. S-au dezumflat, zici? Credeam că am rezolvat cazul ăsta. Ce? Eu am fost detectiv. Nici când. Ba da, era 7:15 vineri seara. Lucram în centru. Cazul mărunte, dar acum era ceva important. Era scris de negru pe alb. Cauciucuri sparte peste tot. Falsificator de cauciucuri. Și o vânzare de cârlige de cuplaj. Mă pregăteam să plec și atunci a apărut ea. Purta cauciucurile cu dungă albă care mă nebuneau. Salut, Bookshe. Ce cauți aici, ea? Mi-ai lipsit. Cum ți-a lipsit ultima revizie? Nu-i nevoie să te joci poker cu mine? Păi mereu-și cartea neprevăzută. Zici ce vrei. Vreau să o găsești pe sora mea, Mia. A fost răpită. Lasă-ți, miorcă, ea la vrei. Când ai văzut-o? Lucra pentru Marele D. Marele D, zici? Lucra la clubul lui, Mașino Cabana. Mai de frenetic, ce mai trafic, de romantic, hai poftiți, vă dau eu lecții de condus, veniți! Cha-cha-cha! Muchas gracias! Vroiai să mă vezi, senior? O caut pe Mia, ai văzut-o? Mia, decapotabila, nu țin minte. Poate te ajută asta să-ți amintești. Poate. Oh! Oh, acum îmi amintesc. Am văzut-o acum câteva zile cu Marele D. Unde s-au dus? Nu știu și nu-mi pasă, dar ea mirosea sărat. Cauceanul. Hei, tipul ăsta te supără? Nu încă, dar orice fată speră. Păi mă supără pe mine! Salut, Clay. De unde ți-ai luat furca? Ești prea curios, pisoiule, ha? Știi ce pățesc tipii care-și bagă farurile unde nu trebuie? Ha? Nu? Nu ghicești? Ha? Ce? O spălare gratuită? Nu, no, rămân fără ele! Data viitoare, stopurile! Înțeles? Rămăsesem cu un fart, dar tot vedeam bine! Puturosul, care-i zvonul pe stradă? Nu știu! Nu? Nu, m-au pus la treabă să arunc cauciucurile astea sparte. Sparte, zici? Da, e ciudat totuși. Ciudat? Da, toate miros la fel. Miros? Miros sărat. Sărat? Caucianu. Ocean? N-am mai mirosit asta de când lucram în port. Tort. Port. Fort. Port. Portul, mersi! Cu plăcere, Bookshe! Mia! Marele D, stai să-i spun procurorului. Nu-i spui nimic procurorului. Vor să mă răpească? Nu! Tia, trădătoare vicleană. N-am avut de ales. Numai în felul ăsta îmi putem salva sora. Păi mereu ai făcut ce e bine. Într-un mod greșit. Nu! Și ce-ai făcut? De parcă n-ai ști, locotenent Fulger McQueen. Iată că în sfârșit te-am prins, Marele D. Oh, nu, McQueen! Exact cum credeam, cauciucuri false. Ne-ai condus drept la el, Bookshe. Luați-l, băieți. M-ai băgat într-o mare beleatia. Nu sunt rea, Bookshe. Așa conduc eu. Haide, s-o reluăm de unde am rămas. Bookshe, e cel mai ridicol lucru pe care l-am auzit. Haide, Bookshe, toată lumea, contra! Sunt în spatele tău!